După parcursul bun din ultimele etape, UTA spera la un rezultat pozitiv și în Giulești cu Rapidul. Nu a fost să fie așa și jucătorii lui Mircea Rednic au încasat 4 goluri, la fel ca în partida de pe arena națională cu FCSB. A fost 4-1 de această dată și un gol al bucureștenilor în secunda 50, care a tăiat elanul oaspeților. Sâmbătă de la ora 14, UTA va juca în compania celor de la FCU Craiova 1948, în cadrul etapei a 29-a. Dezamăgit. Nu cred că diferența asta de 3 goluri e imeritată și realitatea din teren. E greu când secunda 30 sau primul minut sau 50 pornești de la 1-0. După aia are o fază fixă 2-0. După aia noi am revenit în joc. Deci a avut și Fabri o ocazie, a venit golul 2-1 la pauză în minutul de prelungire. Asta ne-a dat mai mult curaj. Am început repriza a doua foarte bine, i-am dominat, am avut ocazii. În loc să fie 2-2, a venit 3-1, iar tot un cadou. Pasă paralelă, le-am făcut cadouri, a fost ziua cadourilor. Dar de golul 4-5 nu mai vorbesc. Dar am avut 20-25 de minute bune, în care echipa a jucat, am avut 2 sau 3 ocazii clare.